eu dacă n-au motorul, nu mă simt. A, nu, eu am crezut că piesa asta o pui ca să mergi, să pui la telefon. Nu, 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 deci aia e altceva. E o mufă pe care scrie audio, deci înseamnă că poți să-ți mufezi liniștit acolo și telefon sau o altă sursă, cum ar fi un aparat antiradar care n-ai voie. Am luat și eu un antiradar, dar l-am folosit odată în mașină, n-am avut niciun succes cu el. Numai. Te-aș întreba cum ai ajuns la Triumph. Nu eram hotărât să-mi cumpăr Triumph. Eram în 1997 la Paris într-o vizită oficială și am avut 2 ore liber și eram chiar pe avenue de la Grand Armée, unde sunt, după, nu știu dacă știi, la Paris, toate magazinele de motociclete. Grupate. Și am intrat întâi la Honda, după aia am intrat la Yamaha, am văzut Kawasaki și am văzut pe partea de vis-a-vis magazinului Honda, am văzut un magazin mai mic unde era emblema Triumph, care mie îmi spunea multe pentru că sunt legat de motociclete de multă vreme. Și am avut o surpriză extraordinară când am văzut chiar această motocicletă expusă în magazin și care imediat mi-a adus aminte foarte pregnant de motocicletele unor prieteni buni de-ai mei din copilărie care aveau Triumph-uri Thunderbird din anii 50 și care erau, culmea, exact aceeași culoare vopsită. Nu mai vorbesc de alură și de stil, care reia mult, având un stil retro, emblemele de atunci. Și după o scurtă negociere cu vânzătorul, am bătut palma și întrebându-l dacă poate să mă trimite la București, mi-a dat răspunsul afirmativ și am făcut deal-ul. E, și așa m-am procopsit cu un Triumph, pentru că altfel poate mi-aș fi luat o motocicletă japoneză. Vroiam ceva mare, așa, peste 600, un 600, 750, un multicilindru, evident. Și însă aș spune că șocul emoțional a fost atât de puternic încât m-am hotărât imediat și nici nu i-am făcut vreo probă. Am luat-o pe încred. Știi foarte bine, de exemplu, că în Franța, dacă un ministru se duce la cabinet cu motocicleta, nu e nicio problemă. Iar în România, cred că ar fi un gest, eu știu, destul de vitejesc, ca să spun așa. Chiar eu însumi am fost obiectul unor remarci, n-aș spune poate sarcastice, dar în orice caz remarci în presă privitoare la o ipotetică sau la o presupusă deplasare a mea cu motocicleta la minister pe vremea când eram ministru. Și exact cum spui, nu văd de ce ar trebui să șocheze opinia publică. E adevărat că ar fi un fapt inedit. Acum nu-mi dau seama dacă e un fapt de șoc asupra opiniei publice sau nu. Probabil că mulți dintre oamenii de la noi nu știu că într-o țară cum e Franța, și nu numai, motocicleta este un mijloc de deplasare curent și care poate să înlocuiască de multe ori mașina dintr-un motiv foarte simplu și pragmatic. Și anume acela că mașina, într-o circulație foarte aglomerată, de multe ori poate să -ți creeze probleme, nu poți să ajungi la timp și dacă ești o persoană cu angajamente multiple de timp pe parcursul unei zile, este preferabil de multe ori să mergi cu motocicleta ca să poți să-ți respecti angajament. Și care, scuze, mă face parte pe picior de egalitate din trafic, la fel ca orice autoturism. Absolut. Și spuneam că mi-am luat motocicleta la Paris, am văzut atât bărbați cât și femei îmbrăcați elegant, care se deplasează pe motocicletă. Semn că ceea ce spuneam înainte este un lucru de proporții, nu este o chestiune de singulară. Sper să vorbim și de curse de motociclete. De exemplu, când alergam în 74-75, sunt ani de atunci, tot așa ni se spunea, domne, încă nu-i momentul, încă... Deci, în primul rând, ar trebui o bază materială, se știe, foarte, foarte bine pusă la punct, mașini, motociclete, nu știu. Dar ce facem cu circuitul ăsta? Sunt tot felul de zvonuri. Cred că, nu cred, sigur că au ajuns și la urechea ta, că s-ar face un circuit în locuri. Eu înțeleg ce spui foarte bine și în același timp pot să-ți spun și care este percepția din interior, la nivelul guvernului acestei probleme. Deci guvernul în momentul de față are atât de multe probleme de rezolvat, care sunt mult mai arzătoare. Uite, problema căldurii pentru iarna care vine într-o serie de orașe care și-au consumat bugetele locale. Încât o astfel de problemă pusă pe tapet, pusă în discuție,
ar părea pentru opinia publică total deplasată. Deși întrebarea mea poate a apărut un pic vis-a-vis de țara Ardeș-Baba se Biaptenă, mă gândeam tocmai la atragerea acestor investitori străini. Da, nu, nu, deci știi nu... că eu nu consider în context o astfel de idee pusă țara Ardeș-Baba să Biaptenă. Nu este. La ta dar era nu, nu, știu, deci, am înțeles, nu, dar fi convins, n-are mâncare, noi vorbim de circuit de viteză, da, dar nu e asta. Fi convins însă mai... că dacă s-ar pune această problemă, ea ar fi tratată ca atare de marea majoritate, în primul rând o bună parte din presă ar sări și ar spune țara Ardeș-Baba exact. Se Biaptenă, fără să vadă avantajele pe termen. La fel cum foarte mulți investitori se gândesc cum să facem economie la acest pahar, dar nu durata lui. Deci dacă costă mai mult, durează și mai mult și e și mai frumos, dacă costă mai puțin, mai mâine se strică și se... Mai e ceva, e și o chestiune de mentalitate. La noi, investiție înseamnă, în ochii multora, numai ceva care ajunge să producă. Exact. Să facă o piesă, o lopată, o da, mașină, da. Ceva, o mașinărie. Asta n-ai percepția că ar aduce ceva, deși ar aduce. Sunt investiții în domeniul ăsta care, hai să le spunem, sunt servicii și care sunt cu mult mai interesante și mai părerea mea este că un circuit de viteză n-ar fi numai un circuit de viteză, deci în afară de multor reclame, posturi de televiziune, de turiști, care, slavă Domnului, țara noastră are de toate și munte și mare și șes și... tot ce să așa, deci și turismul, dar în incinta acestui circuit s-ar putea dezvolta niște școli de pilotaj, s-ar putea da examene auto. Cum vezi toate emisiunile astea care au apărut la diferitele posturi de televiziune despre automobile în general și în care motocicleta este foarte, foarte, puțin prezentată, dacă nu și prost prezentată, pentru că apare la un moment dat să se vadă clar în cadru o Yamaha Dragstar în care să se comenteze, este un Virago. Domnule, am citit niște articole absolut mizerabile în care luminile din spate erau mai ușoare, în care sistemul telelever de la BMW era prezentat ca sistem de aprindere. Vai de mine. Pe cuvânt de onoare, deci dacă ți arăt, nu spun care revista e, să nu da, așa, da. Dar a ajuns pagina hazoasă. Dacă eu nu pot să fac un film, nu înseamnă că nu sunt și un tip căruia îi place filmul. Deci un tânăr care nu poate să-și cumpere o motocicletă performantă nu înseamnă că nu agrează ideea sau că nu e pasionat. Și atunci, de-aia zic, mass media cum își permite să vină cu niște surogate? Măcar arată-i o imagine corectă și foarte bine informată. Ce te miră în chestia asta? Păi asta te întrebam. Nu, pe mine nu mă miră. Pe mine nu mă miră. Ia, deci, te rog, ziare, reviste din orice domeniu și ai să vezi că nu este... Revenim la politică. Nu... E același lucru, deci lipsa de... Deci asta a revenit la nivel, politică. Un nivel așa scăzut de analiză și de comentariu găsești în orice domeniu. Motocicletele noastre acum arată foarte bine aici, da? Dar nu funcționează. Dar percepția românului care, ia uite și pe ăștia, dracu, mari ștabi, s-au întâlnit la o șuietă și au ce sculeau. Dar eu pot să-i spun, domnule, motocicleta asta e făcută din Ipsos și e vopsită frumos. Nu cumva și politica noastră arată cam la fel? În politică întotdeauna este populism, este demagogie și tragedia este că... Dar tragedia este, Dani, că în politică și demagogia și populism au priză. Păi au priză, dar stai puțin, dar noi nu trebuie să reinventăm roata, domne, e rotundă. Ce legi ne trebuie? Ce legi sunt mai bune în Franța, în Germania? Domne, le luăm de acolo, domne, roata din față trebuie să aibă atâția țole aia din spate atâta. E clar, între motor și roată trebuie să existe un ax radar sau un lanț. După ce ani de zile te-ai plimbat cu motocicleta sovietică marca Iș, acum vii și vezi un alt produs, unii au probleme de percepție, merită asta occidentală, nu cumva să ascunde ceva în spatele ei. Să știi că la fel este și în politică. Adică percepția ar fi al aconului Leonida, care ar zice să se facă revoluție, dar eu pensia să o primesc după legea a veche. Dacă s-ar putea, cred că deci mulți și-ar dori același lucru. Să se schimbe, da? Totul, primesc, da? Dar așa. Așa. Da. Te salut.